Ceau, dragilor! Bun venit la o nouă pastilă de psiho! O nouă pastilă de psiho prelungită, după cum v-am obișnuit. Astăzi o să dezbatem un nou subiect, și anume subiectul escrocul de pe Tinder. Este un subiect pe care l-am dezbătut și în articolul de ziar Pastila de Psiho cu Andreea Dobrițan. Mă găsiți acolo în fiecare sâmbătă în Bihor Just. Dar dacă nu aveți atâta timp să citiți și preferați să ascultați, am zis ce-ar fi să dezbatem acest subiect și împreună cu prietenii mei, care sunteți voi, bineînțeles. În dragoste și în război, orice este permis. Avem și dragoste, avem și război în zilele noastre. Dar astăzi vom vorbi doar despre dragoste. Pentru partea cu războiul, putem să pregătim o altă pastilă de psiho, dacă vi se pare interesant. Netflix face furori cu noul documentar, și anume Escrocul de pe Tinder. Despre ce este vorba? Este vorba despre un israelian despre care vorbește acum tot globul, care și-a schimbat identitatea, dându-se un om extrem de bogat, un om de afaceri și astfel cucerind femei, după care, cam la o lună de la cucerire, avea planul foarte bine pus la punct, le anunța că este urmărit de mafia diamantelor, el și asociatul lui trimitea poze cu ei bătuți și că au nevoie de bani ca să scape de această mafia diamantelor. Femeile trimiteau bani, ei încasau banii, după care nu se mai auzea nimic de ei. Și uite, așa au făcut acești oameni în jur de 10 milioane de euro pe care i-au și cheltuit, așa că Netflix a dorit să facă acest documentar. De ce vă vorbesc eu despre subiectul escrocul de pe Tinder, care este de altfel atât de tare promovat? Acest personaj, ce legătură credeți că ar avea cu psihologia? Dar cu Prințul pe Cal Alb? Pentru că eu pot să fac o legătură între escrocul de pe Tinder și Prințul pe Cal Alb, despre care ne povestesc atât de frumos toate bazmele sau majoritatea bazmelor. Ei, pe lângă faptul că tehnicile folosite de Shimon, pentru că așa se numește escrocul de pe Tinder, implică o mulțime de psihologie și de manipulare, dar nu despre asta vreau să vorbesc totuși, eu, de fapt, aș vrea să vă spun, dragi prieteni, despre cum, în viața de zi cu zi, ajungem să ne autopăcălim în privința oamenilor cu care interacționăm, dar mai mult în privința posibilor parteneri de viață, de afaceri, oameni cu care interacționăm constant, o perioadă mai îndelungată. Cine este Prințul pe Cal Alb? Dar prințesa cu care au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Atât prințul, cât și prințesa sunt imagini ideale, ale unor parteneri ideali, care ne apar încă din copilărie, după cum am spus, prin intermediul poveștilor. Peste aceștia, peste aceste povești, aceste învățături, se suprapun învățăturile din străbuni cu privire la oficializarea cuplului, la necesitatea de a avea copii, la o viață lungă și fericită, nu? Modelul Romeo și Julieta. Toate aceste idei și multe altele care sunt sigură că vă vin acum în minte, probabil despre idealizarea persoanei potrivite, persoanei perfecte pentru tine, apar ca o moștenire de generații, care ne este adânc înrădăcinată în psihic. Eu obișnuiesc, după cum știți deja, dragi prieteni, să o compar cu un ghiozdan, în care bunicii, părinții, persoane semnificative ne pun diverse pietre, mai mari sau mai mici, pe care ei le consideră arme de acțiune în diverse situații. Mai exact, poate nu am fost învățați să gestionăm problema, ci ni s-a dat direct arma. Asta este arma, trebuie să o folosești, că ți se potrivește, că nu ți se potrivește. Aceasta reprezintă moștenirea transgenerațională pe care o avem, dar care de multe ori devine atât de copleșitoare încât
o să folosesc o exprimare mai puțin academică, încât ne cocoșează de-a dreptul și nu mai apucăm să vedem posibilitățile de rezolvare a diferitelor situații. Conform acestor idei de bază, pe măsură ce creștem, ce interacționăm și noi cu mediul, începem să ne conturăm anumite așteptări, care, fie vorba între noi, sunt destul de puternice. Spre exemplu, bărbatul care are o relație cu mine trebuie să mă sune des, să fie curios despre ceea ce sunt eu ca persoană și să-mi spună te iubesc cel puțin de 3 ori pe zi. Sau, femeia care vrea o relație cu mine trebuie să îmi ofere libertate, timp să ies cu băieții, să nu fie prea insistentă cu mine, totodată să se arate interesată de mine. Cam astea ar fi niște așteptări, dar voi, dragi prieteni, s-ar putea să vă întrebați bine, bine, și ce este atât de rău în a avea așteptări? Poate că nu așteptările sunt atât de rele. Atâta timp cât sunt ancorate în realitate și cât sunt dispuse să se adapteze, să se modeleze în funcție de situația dată, de realitatea imediată. Problema apare atunci când aceste așteptări sunt rigide și alături de ele își face loc încet încet și mecanismul proiecției. Ce înseamnă această proiecție? Înseamnă atunci când proiectăm, credem că celălalt face sau simte ceva sau motivul pentru care face este așteptarea noastră. O proiectăm în celălalt. O să înțelegeți, dacă nu a fost suficient de clar această explicație, o să înțelegeți imediat, doar un pic de răbdare să aveți. Și să revenim la perioada de îndrăgostire, că vorbeam despre excrocul de pe Tinder și prințul pe cal alb. De fapt, atunci când suntem în perioada de îndrăgostire, datorită modificărilor hormonale, datorită fluturașilor din stomac, tindem să vedem realitatea un pic distorsionat sau un pic mai mult, să extragem din mediu, din exterior, informațiile care ne plac, care sunt în concordanță cu așteptările noastre, apoi să îl vedem pe iubitul sau iubita ideală, să o vedem, chiar dacă poate nu e atât de ideală, dar nu încă pe asta în discuție. Revenim, iubitul este ideal și iubita este perfectă, pentru că chiar dacă are niște aspecte care în mod normal nu-mi plăceau, acum mi se par chiar drăguțe și mi se par chiar perfect explicate de situație, de context, de felul de a fi. Sunt niște rațiuni rezonabile în spatele acestor comportamente, chiar dacă în mod obișnuit mie nu-mi plac. E perioada aceea de fluturi în stomac. E perioada aceea, cunoscută în literatura de specialitate, în care totul ni se pare frumos, totul ni se pare roz, în care pur și simplu nu suntem capabili să vedem răul sau nu vrem să vedem partea negativă a celuilalt. De aceea, aici deschid o paranteză, de aceea se întâmplă ca peste luni sau peste ani, când această perioadă de îndrăgosteală se consumă, să ne dăm seama că nu ne mai regăsim lângă omul de care noi am crezut că suntem îndrăgostiți nebunește și alături de care voiam să ne facem un viitor. Ok, și revenind la proiecție, aceasta face ca individul să-și transpună în cealaltă persoană, după cum v-am spus, sentimentele, intențiile, părerile, fiind absolut convins de existența lor în partener. În perioada de îndrăgostire, acest fenomen este multiplicat de faptul că ne concentrăm extraordinar de mult atenția spre persoana iubită. Și cu cât încercăm să fim mai imparțiali, cu atât ni se pare că partenerul nostru este și mai perfect, dacă acest cuvânt suportă termen de comparație. În gramatică nu suportă termen de comparație, dar în îndrăgostire suportă termen de comparație. Doar că această perioadă despre care v-am vorbit este cea în care purtăm niște ochelari roz. Exact așa cum am spus mai devreme. Prin acești ochelari roz, ce facem noi?
evaluăm relația. Și, bineînțeles, iubitul sau iubita, fiind un moment potrivit pentru a fi mințiți de celălalt, ne întoarcem la excrocul de pe Tinder, sau chiar de noi înșine, putem chiar noi să fim excrocii de pe Tinder. Vestea bună, după cum v-am mai spus, este că odată ce trece această perioadă de îndrăgostire și dăm jos ochelarii roz, începem să vedem mai realist situația. Însă, de multe ori, ni se întâmplă să ne tratăm întreaga viață și toate relațiile de orice fel prin mecanismul proiecției. Probabil și vouă vi s-a întâmplat deseori. Să știți voi ce intenții ascunse are de fapt celălalt. Sau să aveți așteptări pe care să nu le spuneți, însă celălalt trebuia să se gândească că voi vă doriți acel lucru sau acea întâmplare. Ba mai mult, să vă supărați pe celălalt că nu s-a comportat ca atare. Dar n-ați verbalizat niciodată așteptarea. Bine, bine, dar ce facem noi cu acest mecanism al proiecției și cum ne încurcă pe noi? Ne încurcă prin faptul că, proiectând o imagine falsă asupra celelalte persoane, nu ne mai dăm voie să o cunoaștem în realitate, cum este persoana respectivă. Și ajungem la finalul perioadei de ochelar roz, când i-am dat jos și vedem totul mult mai clar, să spunem că ne-am mințit, că a fost un prefăcut, a fost o prefăcută. Așa ceva este inadmisibil. De fapt, persoana cealaltă probabil doar a continuat să existe. Probabil putem să ne asumăm și faptul că a dorit să ne arate o față mai bună, că a dorit să fie plăcută. Însă, nu s-a putut preface 100%, doar că noi n-am fost suficient de atenți, de conștienți la detaliile din jurul nostru și uite așa s-ar putea să fie ajuns chiar să ne autopăcălim. Excrocul de pe Tinder nu există doar pe Tinder. Sigur, în rețelele acestea de socializare e poate mai ușor de arătat fața pe care dorim să o arătăm și nu fața noastră reală. Dar problema apare și în momentul în care se întâmplă asta în interacțiunile face-to-face, în interacțiunile, deci, față-înfață. Ce e de făcut, totuși, pentru a ne ușura existența și a ne proteja de excrocii de pe Tinder? Eu o să vă dau niște idei, iar voi o să le modelați astfel încât să se potrivească stilului vostru de a fi. O să vă dau niște idei mai mult sau mai puțin generale, dragi prieteni, dar de aia suntem aici, ca să găsim și niște soluții împreună. În primul rând, important să vă amintiți tot ce ați ascultat până acum în această pastilă de psiho. Să vă amintiți că imaginea pe care o vedeți online sau chiar față în față, fiind la început, omul dorindu-și să fie plăcut, de cele mai multe ori nu are legătură cu realitatea, ea prezentând exclusiv ceea ce vrea individul să arate. De aceea e important atenția la detalii și vedeți că avem niște psihopodcasturi și niște pastile în care spun la ce detalii să fim atenți când vrem să intrăm într-un cuplu. Noi, pe de cealaltă parte, percepem doar ceea ce vrem prin filtrele noastre în momentul respectiv. Deci vă amintiți aceste lucruri. De fapt, după cum v-am spus, mare diferență între viața virtuală și cea reală nu este. Prin urmare, această tehnică se aplică și în virtual și în real. Mai apoi, este foarte importantă autocunoașterea. Să ne cunoaștem așteptările pe care le avem, să ni le asumăm și să încercăm să le adaptăm realității zilnice. Dacă nu suntem de acord cu realitatea, pentru că este contrară așteptărilor noastre, putem să încercăm să o acceptăm că ea există și există în paralel cu existența noastră. E mai ușor decât să ne luptăm cu murile de vânt. A accepta, și vă rog să vă amintiți lucrul ăsta, a accepta nu înseamnă în mod necesar a fi de acord. Nici poveste. Mai apoi, să avem răbdare. Și să nu luăm decizii importante atunci când emoțiile și sentimentele sunt la intensități extreme.
Spre exemplu, știți foarte bine că se spune să nu iei o decizie la furie, la niște nervi foarte puternici sau la o bucurie foarte mare, pentru că e aproape sigur că nu va fi decizia cea potrivită și va trebui să revii asupra ei dacă nu va fi deja prea târziu. Așadar, ne rămâne să ne bucurăm de emoțiile și de sentimentele pozitive și să le analizăm pe cele negative în timpul în care așteptăm reducerea lor în intensitate. În momentul în care le s-au redus în intensitate, probabil după câteva zile, după câteva ore, depinde de la individ la individ, este momentul pentru a lua o decizie importantă. Dacă suntem în perioada de îndrăgostire, țineți cont că aceasta durează mai mult. Poate să se întindă în luni, pe durata unor luni sau pe durata unor ani. Așadar, decizii importante de a vinde apartamentul și a da o sumă mare de bani pentru că cel iubit are nevoie, poate nu tot timpul e cea mai bună decizie. Sau de a face alte gesturi extreme pentru că cel iubit, cea iubită are nevoie. Prin urmare, așteptăm să treacă orice înseamnă intens și putem identifica intensitatea emoțiilor, ori în stomac, ori în bătăile inimii accelerate, cam fiecare dintre noi știm cum se manifestă o emoție intensă la propria persoană, fie că e fericire, fie că este furie, fie că este iubire. Ne cunoaștem din punctul ăsta de vedere și când simțim acele semnale, atunci o lăsăm mai moale cu luatul deciziilor importante. În fine, în cazul în care au trecut prea mulți ani și tu nu ai avut o relație, nu dispera. Și din nou o să mai spun această propoziție. În cazul în care consideri că au trecut prea mulți ani și tu nu te-ai aflat într-o relație serioasă, nu dispera. Această disperare este tot un sentiment intens care te poate duce în situații neplăcute și incomode și să iei decizii poate nepotrivite pentru tine. Întoarce-ți privirea spre tine. Începe să te dezvolți personal. Acceptă-te așa cum ești și încearcă să te iubești pe tine însuți. Iar partenerul potrivit va apărea mai devreme sau mai târziu, dar va apărea în momentul în care tu ești mulțumit cu tine. Pentru că ce se întâmplă când ești mulțumit cu tine? Începi să atragi oameni de calibrul tău. Oameni care îți îndeplinesc așteptările, care te rezonează cu tine, iar printre acei oameni sunt mari șanse să fie partenerul sau partenera potrivită. Dragilor, atât astăzi despre prințul pe cal alb sau escrocul de pe Tinder sau prințesa din povești, pentru că această pastilă nu se adresează doar femeilor, ci în egală măsură se adresează și bărbaților. Vă aștept cu drag în grupul Pastila de Psiho cu Andreea Dobrițan. Haideți pe YouTube, dați subscribe ca să vă apară notificările de îndată ce încarc fiecare material pe care eu îl consider valoros și important pentru evoluția și autoactualizarea fiecăruia dintre noi, pentru că și eu învăț de fiecare dată când interacționez cu voi. Până data viitoare, dragilor, fiți conștienți de voi înșivă, fiți atenți la detalii și vă aștept cu drag la o nouă pastilă de psiho și la un nou psihopodcast.